Într-un meș contând pentru etapa 20-a din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva a pierdut pe teren propriu cu 25-23 la Dunărea Brăila spre dezamăgirea celor care conduc clubul. Astfel, Devencele, care au avut o altă atitudine pe teren, nejucând rău, rămân singura echipă fără puncte în campionat și doresc să treacă de această cotă 0. Așa cum v-am spus, ne-am bătut la meciul cu Brăila, care de fapt, mai în glumă, mai în serios, e naționala Braziliei. A fost o atitudine altfel față de jocurile precedente. Mă repet, încercăm să jucăm de la meci la meci mai bine pentru a acumula și noi puncte. Deva, care a aflat și când va juca restanța cu SCM Râmnicu Vâlcea, vrea să facă primele puncte meciul următor din deplasare cu CSM Slatina. Cei din conducerea clubului Devean cred că acest lucru este posibil, mai ales că în meciul tur Slatina, echipă care, dacă nu se mărește numărul de competitoare, va merge aproape cert la barajul de menținere retrogradare, s-a impus la limită în sala din Gurbea de la Palele Cetății. Mergem la Slatina. Tot așa, cu gândul de a acumula, de a juca bine în primul rând și de ce nu de a acumula niște puncte, pentru că, dacă mi-amintesc bine, meciul din tur a fost câștigat la limită de către cei de la Slatina pe ultimele 2-3 faze. Acum, sunt curios să vedem atitudinea, sunt curios să vedem ce am putut îndrepta față de jocul trecut de acasă cu Brăila. Ne așteaptă încă 6 jocuri, pentru că noi avem o restanță cu Vâlcea, care o vom disputa la sfârșitul lunii, în 30. Sper să facem un joc bun. Partida dintre CSM Slatina și CSM Deva, contând pentru etapa 21 din Liga Florilor, se va disputa în Olt, sâmbătă 9 aprilie, de la ora 11.